Bună și bine ați venit la un nou videoclip pe canalul Biblioteca Mai. Știu că nu am mai postat de o grămadă de timp, dar am fost plecată în excursie cu școala. Și, na, astăzi să vin cu ceva special de tot. Un dublu unboxing. Sunt foarte fericită. Am primit 5 cărți în acest dublu unboxing. Hai să începem. Deci, prima oară, două cărți. Așa. Să tăiem pachetul. Primele două cărți. Să vedem. Stai, cum deschidem asta? La deschid eu calete singură de obicei, da. Atât asta o să fac o excepție. Aceste cărți, cred că le-a comandat tata de la EMAG, nu știu. Și imediat vi le voi arăta. Sunt două cărți, volumul 1 și volumul 2. Volumul 1 este Goana după Cașcaval. Foarte mișto, din colecția Pirații de Buzunar, Eu Super Erou. Și sunt foarte fericită de această carte pentru că chiar mi-o doream. Are imagini, scris mare și îmi place foarte tare. Deci, na. Deci, na. Este foarte tare. Iar a doua este Marea Evadare din Canal. Este volumul 2 al cărții, Goana după Cașcaval. La fel, scris mare, eu. Wow, avem și un semn de carte, văd. Una asta vă că avem, așa, imagini, scris mare. Și acesta a fost primul colet. Hai să vedem și ce se află în acesta de la Libris. Eu știu, dar să vă arăt și vouă. Dar vreau să... Ok, hai că am descoperit cum se face. Și avem semne de carte. Asta este celălalt semne. Mai avem ceva? Nu. Deci avem un fel de ziar. Wow, avem și un apti build. Dă pagina la propriu. Încă un semn. Balaur de casă. Semn de carte. Și următoare și cărțile. Cartea junglei. Ok. Și ce este tare, văd că are și imagini. Are imagini. Ei, mi-am dorit o ilustrată. Nu prea are imagini. Dar are. Cartea junglei. Bun. Apoi avem două cărți de la Arthur. Deci ele sunt de la... Primele două sunt de la Corint. Iar am două de la Arthur, două de la Corint și una de la Astro. Hai să desfacem. Da, deci volumul 2 din Alice în Țara Minunilor. Eu am cartea Alice în Țara Minunilor de la Astro. Dar mi-am luat de la Arthur Alisa în Țara Oglinzii. Vreau să, o să fie, o să fie interesant. A, și are și imagine colore. Super mișto. Foarte tare. Mișto. Abia așa să o citesc. Pentru că volumul 1 mi-a plăcut foarte tare. Și Stephanie Green. Wow. O să fie, cred că, un pic adaptată. Abia așa să o citesc. Iar apoi... Iar apoi... Nu știu ce a fost asta. Iar apoi avem...
Aoleu, nu se face. Așa. Stați un pic. Ok, e foarte greu să desfaci țiplele, dar turmeru toate cărțile sunt cu țiple și... Avem pinguinii domnului Popper. Da, foarte tare. Carte normală de la Arthur. Cu scris normal, ca să zicem așa. Ilustrații. Este perfectă. Deci acesta a fost unboxing-ul cu 5 cărți. Ok. Să le mai recapitulăm o dată. Pinguinii domnului Popper. Cartea junglei. Alisa în țara oglinzii. Marea evadare din canal. Și goana după cașcaval. Ba, dacă v-a plăcut, dați like. Și nu uitați să vă abonați. Bye!